Bine v-am regăsit, v-am arătat în clipul precedent noul meu rotopercutor de la Bosch, așa că în clipul ăsta o să vă arăt și ce accesorii am mai luat pe lângă el. Deci am luat o valiză din asta de aluminiu de la Bosch. Înăuntru sunt niște dălți și niște spirale SDS pentru beton, bineînțeles. Deci avem o daltă lungă de 25 de centimetri cu 20 de milimetri lățime, un șpiț, la fel, lung de 250 de milimetri și niște burghie, 110 milimetri înălțime, 5, 6, 7 și 8 și altele de 160 de milimetri, tot 6, 7, 8, 10 și 12 milimetri. Deci, cam așa arată valiza. Este o valiză destul de simpatică, din aluminiu. Haideți să vedem și ce este înăuntru. Se deschide foarte ușor. Sunt două bucăți de hârtie deasupra. Deci cam așa arată în interiorul valizei. Aici are un fel de burete așa. Și exact cum vă spuneam, sunt două delți, un șpiț și o daltă. Și nouă burghie SDS. Deci o daltă pentru spart. V-am arătat care sunt dimensiunile lor. Intră așa în niște spații din astea, din burete, foarte bine strânse acolo. Un șpiț. Și, așa cum v-am spus, niște burghie SDS, diferite diametre și lungimi. Uite, cel mai mic, de exemplu, din trusă este ăsta așa, de 5 pentru ceva dibluri, pentru un perete, găuri mici și restul alte burghie pe care vi le-am arătat pe spatele valizei. Am luat-o pentru că nu prea aveam accesorii pentru găurit, pentru spart. Rotopercutorul a venit fără accesorii. Aveam eu câteva burghie de beton ceva mai lungi așa, dar nu aveam daltă și șpiț, așa că am văzut valiza asta pe internet și mi-a plăcut foarte mult și am zis să o iau ca să am câteva accesorii la îndemână. Și vreau să vă mai arăt dalta asta nu e de la Bosch, este de la Hitachi. Am luat-o din Dedeman. Este o daltă pentru dat jos plăci de faianță sau gresie. Vedeți că este un pic așa curbat. Este foarte bună, în special când vrei să dezlipești gresie de pe pardoseală. Să nu te apropii foarte mult de podea cu mandrina, cu mașina, să nu le zgâri și în felul ăsta este foarte ușor să le dezlipești. Am luat-o pentru că am descos gresia din hol. Atunci când va veni momentul proiectului, o să vedeți despre ce este vorba. O daltă de 250, hai să vorbim în milimetri, dacă tot scrie pe ea așa, cu o lățime aici de 40 de milimetri. Asta am vrut să vă arăt în acest clip. O să urmeze, nu știu când, probabil că în perioada următoare, în orice caz, clipul cu proba rotopercutorului. Și cam atât pentru acest clip. Eu vă doresc ca de obicei să aveți chef de treabă
și numai bine.